bine ați revenit pe canalul meu. În primul rând vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți. În ultimele zile, canalul meu a început să crească destul de mult și sunt foarte fericită pentru fiecare dintre voi, așa că am ținut neapărat să vă mulțumesc tare mult pentru susținere și pentru toate cuvintele minunate pe care mi le-ați spus. Mă bucur din tot sufletul că vă place ceea ce fac, vă plac clipurile mele și ideile pe care le am. Este o mare bucurie să pot împărtăși cu voi tot ceea ce fac eu. Așa că în clipul de astăzi m-am gândit să vă prezint ceva foarte interesant, pentru că știu că poate mulți dintre voi ar avea nevoie de așa ceva. M-am gândit că odată cu venirea primăverii, camerele noastre o să aibă nevoie de o curățenie ca la carte, nu-i așa? Pentru că foarte multe haine groase s-au adunat din timpul iernii, iar acum că a venit căldura, nu mai avem nevoie să le purtăm, nu-i așa? Și trebuie să le înlocuim cu hainele de primăvară, așa că am venit cu o metodă foarte interesantă pe care vreau să vă o prezint. Și mai ales pentru faptul că eu mă cam satur de haine, nu știu dacă și voi faceți la fel, mă cam satur de haine și nu le mai vreau, îmi vine să le arunc, iar peste o perioadă de timp, poate peste jumătate de an, poate peste un an, le vreau înapoi. Și dacă le dau, dacă le arunc, dacă le dau cuiva, nu mai am cum să le iau înapoi, nu-i așa? Și nici nu ar fi frumos să facem asta. Așa că în clipul de astăzi vă prezint o idee despre cum vă puteți curăța camera pentru primăvară, cum să vă puteți tria hainele, să rămâneți doar cu cele de primăvară și să scăpați de cele de iarnă și în același timp cum să păstrați anumite haine pentru viitor, cine știe, poate vă veți răzgândi așa cum fac eu și după le veți vrea înapoi. Și de asemenea, acest clip este foarte potrivit pentru cei dintre voi care au un spațiu limitat. Eu am un dulap destul de mare, da, dar nu mi-ajunge și toate hainele îmi stau îngrămădite, aș avea nevoie de un spațiu mai mare, dar nu pot să fac asta pentru că spațiul ăsta l-am, dulapul ăsta l-am. Dacă vă place clipul de astăzi și îl găsiți folositor, nu uitați să-i dați un like și haideți să trecem la treabă! Camera mea arată destul de bine până la o anumită înălțime, doar că atunci când ridici privirea, lucrurile nu mai arată așa de bine. Pe dulap am depozitat de tot felul de lucruri inestetice, cum ar fi o grămadă de cutii de pantofi și lucruri pe care nu prea le folosesc când am nevoie de ele. Și în același timp dulapul meu este foarte plin de haine, pe care, să fiu sinceră, majoritatea nu le port. Și datorită faptului că sunt atât de multe și stau atât de înghesuite, nici măcar nu mai pot să-mi păstrez curățenie în dulap. Este foarte greu pentru mine de fiecare dată când am nevoie de o haină să umblu în dulap, deoarece ele stau foarte înghesuite și nu-mi permit să fac schimbări fără ca ele să cadă sau să arate urât, așa că nici măcar nu m-am mai chinuit să le împachetez frumos. Iar acum că a venit primăvara și este cald afară, mi-au rămas foarte multe haine de pe timpul iernii care sunt groase și ocupă foarte mult spațiu și nici nu am să le mai port până la iarna viitoare. Și de ce să le țin în dulap când aș putea să le depozitez în altă parte și să-mi fac loc în dulap pentru haine noi sau pentru hainele pe care le port cu adevărat? Așa că primul pas a fost să-mi fac curățenie pe dulap. Și am observat faptul că dulapul meu nu este prea înalt, așa că rămâne o grămadă de spațiu liber între dulapul propriu-zis și tavan. Spațiu care ar putea fi folosit, așa că am venit cu următoarea idee, care sper să vă placă și pe care poate o puteți pune și voi în practică. Pentru acest proiect o să aveți nevoie de câteva cutii cu care să umpleți acel spațiu liber despre care vorbeam, așa că puteți să mergeți pe la magazine și să întrebați de cutii goale de care ei nu mai au nevoie, sau de asemenea puteți și să dați comandă pe internet. Sunt anumite site-uri care comercializează cutii dintre acestea simple, fără niciun model, și cred că acestea sunt cele mai potrivite deoarece pe fiecare cutie vom desena câte un model diferit. Prima cutie are un design foarte simplu, am folosit un marker negru cu care am desenat niște bulinuțe. Nu mi-a luat mai mult de 2-3 minute și pot să zic că este printre preferatele mele. Pe cea de-a doua cutie m-am decis să desenez niște triunghiuri. Este un model foarte simplu, ai nevoie de un pix, un marker sau un creion, orice aveți la îndemână. Și de asemenea câteva culori, eu am folosit un violet, un albastru deschis și roz și de asemenea m-am folosit și de markerul negru. Unele triunghiuri le-am lăsat goale, iar pe altele le-am umplut cu culorile menționate. Cea de-a treia cutie am optat încă o dată pentru un design foarte simplu. Tot ce aveți nevoie este de un pix și de culorile preferate și începeți prin a desena câteva linii ondulate, iar apoi umpleți spațiile libere cu culorile pe care vi le-ați ales. Consider că este un model foarte simplu pe care oricare dintre voi îl poate realiza cu mare ușurință. Pentru
următoarea cutie am ales un design cu inimioare, deși pare el puțin mai complicat, sunt sigură că oricare dintre voi poate să-l realizeze cu mare ușurință. Începeți prin a umple cutia de inimioare pe care le puteți colora în culorile pe care vi le-ați ales, iar apoi ultimul pas este să decorați fiecare inimioară cu ochi și buze. Eu am folosit un marker negru subțire, însă puteți să folosiți orice altceva aveți voi la îndemână. Sunt foarte încrezătoare în voi că puteți realiza acest model fără probleme. Deși pare mai complicat, cum am zis, este foarte, foarte simplu de realizat. Sper că vă place și poate încercați și voi! Pentru cea de-a patra cutie am optat pentru un design geometric, așa că folosind un liniar sau o carte cu o copertă tare, orice aveți voi prin casă, începeți prin a trasa linii verticale pe care le veți intersecta cu câteva linii orizontale. Eu inițial am vrut să fac niște pătrate, însă pentru că nu am calculat bine distanțele, m-am decis să modific puțin modelul, așa că am făcut și câteva linii puțin mai oblice. Iar apoi tot ce trebuie să faceți este să umpleți cu culoare unele pătrățele le umpleți, iar altele le lăsați libere, exact ca la tablă de șah. Iar spațiul liber ce a mai rămas l-am umplut cu 3 fâșii pe care le-am colorat în negru, albastru deschis și roz. Următoarea cutie este printre preferatele mele. Am observat că în ultimul timp se poartă foarte mult aceste modele cu cactus, așa că folosind un marker subțire am început să desenez și să umplu cutia cu cactus. Dacă vă este mai ușor, vă puteți inspira de pe net după o anumită poză. Iar apoi, pentru a-mi fi mai ușor să le colorez, am optat pentru un marker verde. Și pentru că nu aveam o pensulă la dispoziție, am folosit acest burețel de machiaj și m-am decis să decorez acești cactus cu flori. Iar ultimul pas a fost să decorez fiecare cactus cu țepii specifici. Puteți folosi un pix negru sau un marker, orice aveți voi la dispoziție. Este foarte drăguț modelul acesta și sper să vă placă și vouă! Următoarea cutie este un deliciu, m-am hotărât să o decorez cu un model ca o glazură, așa că pe partea de sus am început prin a desena o linie ondulată, care să semnifice glazura care curge, pe care am umplut-o cu culoare roz, iar pe deasupra, după ce s-a uscat, am decorat-o cu liniuțe colorate, asemenea unor bombonele. Și ultima cutie are iar un model foarte simplu, geometric. Atât în partea de sus cât și în cea de jos am desenat 3 triunghiuri pe care le-am umplut cu culori diferite. Am folosit culorile albastru închis, albastru deschis, negru și un galben lămâios. Sunt sigură că și voi puteți realiza acest model. Dacă nu, optați pentru orice alt model aveți prin cap. Important este să fiți creative și sunt foarte sigură că o să vă descurcați. Și ultimul pas a fost să decorez marginea acestor triunghiuri cu câteva bulinuțe, unele mai groase, iar altele mai subțiri, pe care le-am realizat folosind un marker negru. Iar la final, după ce am terminat de decorat toate cutiile, mi-am ales hainele groase pe care nu le voi mai purta decât la iarna viitoare și de asemenea multe haine de care nu mai am chef acum să le port și care nu mai plac deocamdată, însă sunt sigură că după câtva timp mă voi răzgândi și le voi vrea înapoi. Mi-am păstrat doar hainele pe care voi ști cu siguranță că le port, iar peste o perioadă de timp când voi avea nevoie din nou de ele, voi putea să le iau cu ușurință din aceste cutii și să le pun la loc în dulap, iar acum am o grămadă de spațiu liber și pot să-mi păstrez curățenia cu ușurință. Să
Și de asemenea, un truc foarte interesant, poți să depozitezi o grămadă de lucruri în spatele acestor cutii și uite, nici măcar nu poți să spui că în spate acolo am o grămadă de lucruri care ar arăta foarte inestetic. Maschează foarte bine multitudinea de lucruri pe care le am acolo, însă de care am nevoie și nu aș putea să le arunc. Acum, în sfârșit, pot să spun și eu că am spațiu liber și pot să-mi păstrez ordinea cu ușurință. Este o plăcere de fiecare dată să-mi aleg haine noi pe care să le port. Și de asemenea, nici măcar nu vine să cred, m-am ales cu un raft uriaș care acum este gol și pe care îl pot folosi ca să-mi depozitez pături, pernuțe și orice altceva mai am nevoie. Mai țineți minte când dulapul meu era foarte înghesuit și era o dezordine totală, nici măcar nu puteam să fac nicio mișcare? Acum am ordine și de asemenea am și spațiu liber. Și ăsta e clipul meu pentru astăzi, sper că v-a plăcut, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți, m-aș bucura foarte mult dacă v-am inspirat și dacă ați vrea să încercați această idee. Mie mi-este de foarte mare ajutor, deci este foarte util și în același timp este și estetic, deoarece camera mea arată mult mai drăguț acum și sunt sigură că și voi dacă o să încercați această idee, am încredere în voi că o să reușiți. Nu trebuie neapărat să folosiți exact aceleași modele pe care vi le-am mai prezentat eu, dacă nu sunteți siguri pe voi, puteți să le faceți foarte simple, puteți, de exemplu, să le faceți numai cu buline sau cu pătrățele sau cu ce vreți voi. Mă gândesc că, de asemenea, puteți face și anumite colaje, puteți să decupați imagini din reviste sau le puteți printa. Nu trebuie să vă limitați doar la ideile pe care vi le-am dat eu, puteți să le decorați cu orice altceva aveți în minte. Puteți să depozitați tot felul de lucruri în aceste cutii, puteți să depozitați chiar și, nu știu, lenjerii, pernuțe, pături, orice vă trece vouă prin cap și știți că în acest fel oricând le puteți lua de sus și le veți putea coborâ înapoi în dulap. Dacă veți încerca lucrul acesta, vă rog din tot sufletul să-mi scrieți în comentarii, să-mi spuneți cum v-a ieșit și dacă v-a fost de folos. Cam asta e tot pentru ziua de astăzi, vă mulțumesc din tot sufletul pentru că v-ați uitat și pentru toată susținerea pe care mi-o oferiți și ne vedem data viitoare. Pa!